Salutare tuturor, sunt Andrei bine v-am regăsit, oameni buni la un episod dintre noastră minunată de Survival Hardcore și înainte de a începe, frazor, v să ruga pe toți să nu ezitați, să apăsați și voi butonul acela de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie minunată, Frazer vreau să vă spun că m-am plimbat pe hartă o grămadă, de nici, nici măcar nu mai știu cât de mult m-am plimbat eu ca să găsesc acest, această zonă care, sincer, să spun se pare destul de interesantă și puțin cel mai plată față de toate zonele pe care le-am găsit. Deci, frate, am rămas fără mâncare. Uite, mai am 45 de bucăți de mâncare. M-am plimbat prin ceva deșert care nu prea era deșert. Am ajuns într-un baim care se numea Plains, dar nu era câmpie, frate. Deci, nici deci nu vreau să vă spun cum arăta. Era de șapte ori cât mai complicat decât cum îmi toată șmecherea asta. Am ajuns aici. Locul ăsta pare puțin mai plat și aveam o concepție destul de ciudată despre un, un viitor loc pentru casă. Bă, am văzut zona asta, am dat oricum pe ceancuri 12, ce mi se pare că am pus, da, pentru că nu se vedea până acolo sus. eu mă gândeam, gen, frate, hai să facem noi ceva complex subteran, așa cum am spus, și vreau Uite, spre exemplu, să fie pe acolo pe undeva intrare și vreau să fac un tunel, tot așa, un drum super mare cu minecarturi în sus, da? Un lift cu minecarturi către partea aia de sus de acolo, frate, spre exemplu. Acolo să facem ceva turn de veche sau nu știu, pur și simplu un loc de unde să văd eu totul, să văd totul, frate, știi? Și de acolo, dacă vrem, facem niște poduri așa interesante până pe aici și până acolo și mai continuăm. Dar mi se pare, în momentul de față, având în vedere că am mers, deși cu barca m-am plimbat... Deci, frate, și cu barca m-am plimbat, deci am mers o fucking grămadă. Nu mai vreau. Nu mai vreau să mă mai plimb. Acum vreau să mă apuc și eu de uh, un locșor destul de drăguț pentru că să și Te spun eu că aici e destul de place că sunt la o altitudine joasă, dar sunt la Y88. Și acum urc ca să ajung la locul uh, de unde să-mi încep eu casa, O să am casa pe la Y60, 70, pe undeva pe acolo. Deci, eu o să am tunelul, sau mă rog, liftul, mai bine zis. O să-l am... Pe undeva pe aici, Cred că pe undeva pe aici. Nu uite, așa să fie liftul, ca să nu să iasă în afară. Asta înseamnă că, știi cum facem, boss? Deci fii eu o să intru în casă pe undeva pe acolo, da? Uh, și te așa să notezi coordonatele. Deci eu acum în ce direct să mă duc? X, să zic, uh, minus 635 cu 3733. Deci eu teoretic, cam așa ar trebui să-mi fac, nu? Un puțin mai acolo, de aceea am pus, uite, minus 635. Deci pe aici și mult mai încolo. Da, no, bun, super tare. Teoretic, ar trebui să fie ok. Sau uite, pun aici 5. Bun, deci teoretic pe acolo ar trebui să-mi fac și ar trebui să fie bine. Acum hai să vedem pe unde intrăm și noi în complex. O să vreau, v-am spus, să mă dea undeva în câmpie, că cam asta era planul, frate. De deci, ce am căutat și o zonă mai plată. Uh, să mă dea, uite, undeva pe aici. Deci eu aș vrea să, aici, să fiu să intru, uite, pe undeva pe aici, pe sub pomii aceștia. O să uite, chiar pe aici aș putea să fac eu o intrare faină, să spargem, nu e așa, spargem, auzam, nu o să tenim și noi ăștia de aici, nu avem ce face cu ei, frate. Ia ești, mă, toa, ca să ca să bă, gami, așteptăm no, bun. Rupem noi toate furunzele astea, eu le rup, știi? Ca nebunul. No, bun. Și o să, să, zicem că pe undeva pe aici o să intrăm. Știi ce să fac? Fii să iau eu warbench-ul, acesta minunat și mirobolant. Uh, am fier la mine, nu? Da. Bun. Hai să facem și noi o lopată. De obicei nu prea fac lopată pentru că nu prea folosesc, dar acum uite că am nevoie de lopată. Ok. Și uite, pe aici mă gândesc eu o să intrăm. Băi, eu zic că e ok de 2 pe 2 gen intrarea, că punem două și cam mai e. Dar bun, aici știi ce vreau să facem, frate? O scară. Uh, pentru că pana mea, complex subteran, trebuie să fie cam subteran. Acum suntem la Y84, nu trebuie să coborăm foarte mult, pentru că asta e cam cea mai de jos altitudine. O să ne și noi undeva, nu știu, pe la Y75, știi? Ceva de genul ăsta. Uite, cred că, bă, dar trebuie să facem o scară așa cum trebuie, frate. Nu, bă, da, e de joc, ești nebun. Trebuie să facem scara să nu ne dăm cu capul, gândind că mă spunem și scări. Wow, scări, știu. Ciudat când sunt pun scări, pentru că de obicei nu prea fac eu scări. <gură> nu prea mă obosesc eu să fac scări, dacă pot spune așa, dar pana mea totuși trebuie să arate într-un fel. Și vreau, frate, să facem un model interesant de aici. Sau uite, chiar și așa, dacă rămâne, măcar să fie stone, stone, știi? Să nu punem cobblestone sau ceva gen, să nu stricăm foarte, foarte mult aspectul. Aia mai trebuie să mine foarte mult. Și acum, bine, o să mă gândesc la ceva plan de căsuță. O să vă întreb și pe voi. O să punem, uite, aici, gen torțili așa. Ok, o să mă gândesc, gen, bă, frate, ce camere am putea face și cât de mari. Vreau să fie niște camere imense, sincer să fiu. Deci vreau să fie niște camere, frate, super, super imense. Să n avem vreo problemă cu camerele. Și cred că Y75. Chiar am ajuns la Y75. Să mai coborâm. Să mai urcăm. Este așa. Eu aici, dacă mă duc puțin, mai jos. Uite că se duce în partea asta puțin de mai jos. Ba, hai să facem la Y70 să fiu sigur, da? Hai să facem la Y70 ca să fiu și eu sigur. Să nu fie nicio problemă, să fiu sigur că, bă, frate, pot să mă duc cât vreau în stânga, dreapta, față, spate. Bine, nici chiar cât vreau să mă duc și mai mult fără să dau de partea de sus. Și aia mai trebuie să și uite aici. Nu. E, eh, momentan punem așa. Nu se poate întâmpla nimic greu. Mai trebuie să mai fac... Oh, pickaxe. Ia uite, deci aveam deja un pickaxe făcut. Știu că de când am mers în mine, mi mai făcut un pickaxe. M-am gândit eu că o să mi se sparg repede și am zis, Bă, mai facem încă unul să fie acolo. Trebuie să mai fac și niște torții. Uite, așa, și niște bețe, mai bine zis. Bam. Bam. Na, bun, și să punem și noi ca că nu știu ce am scos-o de aici. A, că pusesem... Ne-am uh, pus o padă, mă. Și pe locul de lopată era mâncărica asta. 70, 70 acum. Bun, să tare să spar și asta de aici. Bă, bun, bă, aici arată fain. Aici o să punem scări, o să punem ceva scări de stone brick. Pana mea totuși o să fie un complex subteran. Bun, deci, aici am gândit să facem... Nu, cum facem noi să fie interesant? Deci fie antenă. Pe aici am... În momentul ăla am să fac așa, deci pe aici mă gândesc eu să se intre, uite, fix aici să fie intrarea, să fie două, știi? Că bine, o să punem intrare și acolo și o să punem intrare și aici pentru... Mă rog, nu neapărat intrare, punem muș, nu știu cum să zic. Punem muș pentru că așa mi se pare cel mai normal. Bă, frate, mi-a crescut părul, deci acum vă chiar mi-a crescut părul, trebuie să mă tund. Ce părere aveți? Adică mi-e destul de mare părul. Ce puțin, păr uite, se vede aici la... Stai. Uite ce la... la oreche, se vede că e destul de mare. Ar trebui să mă tund, o să mă duc și o să mă tund, pana mea. N-am ce pierde. Mă duc să mă tund să fac cum stă. Să-mi crească părul invers, gen. Ok. <laughs> no, deci pe aici să zicem că punem noi... Uh, uite, chiar asta o să fac. O să pun aici niște bloculeți, uite așa. No, să zicem că pe aici, frate, sau pe aici, că aici o să vină scara. Nu știu ce facem, uite. Undeva mai uite pe aici. Să zicem că aici, frate, o să vină... O să vină toată jumechirea. Bun. Aici vreau să fac un holy mess. Holy mess însemnând la mine pătrat. <laughs> sau nu neapărat pătrat, mă, dar să fie, să fie mare. Aia vreau să fie mare și din acest aliment să pornească mai multe camere. Spre exemplu, uite, camera din față să fie camera cu cufere, camera cu bunătăți, dacă pot spune eu așa. Dar să vedem acum cum facem. O să pun eu, deci, mamă, trebuie să mă gândesc mult. Trebuie să punem în acțiune tot ce am învățat oameni buni. Punem la practică tot ce am învățat eu pe partea de design. Deci asta înseamnă că o să iasă o casă pătrată. Tare. Ha mă că încercăm să facem să nu fie pătrată. Încercăm și noi să fie bine, bă, de bă. Încercăm să fie bine ca să nu fie rău ei și ne... Bun. No, repede toate șmecherele astea. Repede, repede, toate, toate șmecherele astea. Mă, dar știi ce aș putea face, fian? Nu, sau nu? Lasă că după... Uite, știi ce vreau să facem, fiate? Pe lângă faptul că n-am loc în inventar, mă, dar cuferele, uite, cuferele astea două de aici. No, momentan aruncăm asta, uite, o să pun fix în... Uite așa, un pic mai pe lateral în caz că o să vreau să plec. Să știu că nu trebuie să sparg cu lem Acum așa direct. Bun, deci. Uh, torțe. Trebuie să mai eu niște lemn de aici, dar mi se pare că aveam, uite, lemnul ăsta și iau și niște cărbune. Pentru că am nevoie de mai multe torțe. Pam, pam. Bun. Ok. No, știi cum facem? Hai ca să-l pătrată. Facem noi o șmecherie de asta mare, frate. O șmecherie mare cu talent. Și o să vezi și camera mai mare. Ok. Încă una. Uite așa, bă. Să fie una, două, trei. Nu no, deci asta mi-e trebuie să -mi spunem aici. Vreau să fac totul simetrii, vă dați seama. Deci v-am spus. Vreau să scrieți în comentarii ce părere aveți de această idee pe care o am eu. uite, știi cum zic? Ceva de genul, da? Și acum să mă duc... 3, 4, patru... bă, cât am spus? 1, 2, 3, 4, 5 să mă duc 5 așa, să apie mai șmecherea asta, după fac în partea cealaltă cum am făcut aici, eu zic că e destul de mare camera, nu? Eu zic că e destul de mare, eventual o să fac și ceva model pe jos, ceva o stea frumoasă, nu știu, vedem noi. Uh, și din, această, din, acest hol, noi spunem camera, să-i spunem hall, din acest hol frate, să pornească mai multe... Uh, să pornească mai multe uși, da? Vreau să fie două uși pe stânga, două uși pe dreapta, două uși în față, adică trei camere, deci până acum trei camere. Uh, tot aici o să fie și pentru urcat sau coborât, știi? Ce să fie super interesant, zic eu. Mamă, frate, o să mă, o să mă întrec pe mine însumi. O să mă întrec pe mine însumi la capitolul ăsta de construit, dacă nu mă înșel. <laughs> Poate vezi că, bă, cum ar fi să iasă chiar ceva interesant? Că eu nu fac chestii interesante de obicei pe partea de construcție. Pana mea, de, dacă o să iasă interesant, o să fii șmecher. No, bine, și bă, ca să-mi țineți și voi moralul ridicat, să sper și eu în continuare că o să fac ceva fain, uitați bine să apăsați și acel buton de like să strângi noi acolo foarte, foarte multe licheuri. Ok, hai că aproape am terminat și cu șmecherea asta. Hai mă, că e destul de mare. O să fie bine de trei blocuri în înălțime. Totul, pe aici o să punem multe tablouri, multe chestii interesante, facem frumos pe jos cu model, cred că o să facem podeaua din lemn, adică frate, de obicei podeaua, adică nu știu, de obicei prin case, e parchetul, da? Parchet, lemn, cam tot aia, hai să zicem, celeburi, seamănă mai mult cu parchet. Uh, nu, no, pui lemn pe jos, de obicei, știm. Și design nu am putea, Bine, pe interior nu știu exact, poate facem și ceva din piatră, gen din uh, stone brick, dar inițial tot așa din... Aoleo, uh... oh, stai, mi s-a spart. Haide, oh, capul meu. Ești nebun? Cât de repede mi se sparge asta, mă? să iau eu toate astea. Apoi așa, uite cât de repede mi se sparge. Mai facem pickaxe și mai fac încă unul pentru că o să am nevoie. Nu, no, întâi oricum vreau să mă apuc neapărat de căsuță înainte să mai continui să mă mai duc să minez sau alte cele Treaba pe care, sincer să fiu, cred că o să fac off camera pentru că nu știu dacă mai e foarte interesant să mă duc acum să minez Decât dacă găsim ceva Mai înșevra, vină, mai știu ceva foarte interesant acolo în mine Știi? ar fi ceva Dar bun, uite, bă, eu zic că e destul de mare Nu, no, și acum o să venim noi ceva de genul Stop și încă o dată Nu, no, ceva de genul ăsta mă gândesc eu Uite așa, nu? No, beton, frate, aici arată bine, îmi place. This is good, my friend. Uh, prostă prost doamne, prost dar al dracii mine. Mm. Nu, ce prost de ce s atât de prost? Bă, eu nu fac ceva bine. Ba nu, eram deștept. Ba nu, nu-ți deștept, prost. Ce dracu fac, mă? Uite, aici e bine, taci, aici e bine, uite așa. Hai, mă, beton. Nu, no, trebuie să punem cablul să-l Bă, chiar asta o să fac, fii antena. Că eu mă gândeam, bă, îți spune că băl la prăjit. Dar chiar trebuie să punem acum cablul la prăjit. Te spune tot asta aici. Uh, opa, așa. Bun. Punem aici niște cabăl să-l prăjit. Punem niște cărbune. Ok, și cred că ajunge atât. Mai am ceva de pus la prăjit. 5 bucăți de fier. Hai că le pun și pe asta de la numă Bun. Uh, spargem niște mecherea asta. Să punem aici ca să fie bine. Și să vedem cum arată acum. Să mă gândesc din start și gen, uh, bă, momentan nu ne apucăm acum de design sau să facem camerele propriu-zise. De fapt, nu. Stai, m-am încurcat, îți uh, O să facem, practic, camerele propriu-zise, dar o să facem locul unde o să fie. Dar ne apucăm acum de design, ne trebuie vreo... Acum facem schița. Mai părămânește. Acum o să facem schița, vedem uh, cum arată. Bă, e, e simetric. Uite, cam asta ar fi holul. Deci cam asta ar fi holul până se prăjește bucățile alea, ca să fac momentan și o să arate mai ok. Să pur și simplu putem să facem din lemn, din star, ca să nu mă mai complic să pun acum asta unde deja prăjit și pe jos și pe sus și pe stânga și pe dreapta. Facem cu lemn din start, da bine, atunci lăsăm mai, mai la o parte. Acum vreau să ne ocupăm de schiță. Bun, deci avem așa, avem acest hol. Să povestim și noi, ne mai gândim cât timp să uh, s-a Deci avem acest hol de aici. O să iasă, v-am spus, pe aici o să fie intrarea, fix prin mijloc vreau să facem intrarea. Dacă eu o să mutăm. A, dar e oricum fix în mijloc. 1, 2, 3, 4, 1, Ba nu, e în mijloc. 1, 2, 3. ca aici începe și 1, 2, 3 și începe. Bun, e fix în mijloc. M-am gândit acum prost. Pentru că la început știți soarele mine că m-am dus câte 3 în fiecare parte, știi? Deci, na. Bun. deci o să fie 3 camere. O să fie acolo, aici și aici, așa din start. Ce o să fie în camerele astea? În primul rând, în camera din față, direct, o să fie locul cu cufere, mă gândesc că e locul cel mai important, că acolo o să frecventez. Deci acea camera chiar o să fie cea mai frecventată, pe acolo o să stau eu cea mai mare parte din timp, mă gândesc, nu? Ce-am putea, spre exemplu, pur și simplu când intru în casă sau ceva... Frate, mă duc direct în față, intru pe acolo, mă duc direct în față, nu fac, nu, să mă încurbă stânga sau dreapta sau mai știu eu ce, nu, direct în față, bun. Uh, camera din stânga, putem face ceva, nu stiu, bibliotecă, gen enchanting tables și chestii. În camera din dreapta putem face alchemy place, da, un loc pentru alchimie, dacă zic eu bine. Și acum am gândesc ce ar mai trebui, frate, deci avem enchanting, avem alchemy și camera cu cufere, mai trebuie altceva? Deci că mai trebuie altceva, am trebuie un loc pentru o fermă. Ferma nu o să o fac afară. Nu am fac complex teren, frate. ferma o să fie tot în interior, dar ferma o să fie sub. Deci o să fie sub această cameră, o să facem o scară către partea de jos și partea de sus. De de o să fie ferma în sus, și pentru turn. Nu, nu știu, spuneți-mi și mie acum în comentarii dacă vă se pare ok la ce m-am gândit aici. Nu, no, eu zic că e cel mai ok. Și camerele mă gândesc să aibă același model sau nu știu. Bă, scrieți neapărat în comentarii când multe sugestii și pentru camere și pentru ce am explicat eu, dacă vă place și toate cele. Că pana mea trebuie să facem într-un fel acum, nu o să, le, o să vă citești comentarii, vă comentariile, vă dați seama, să văd, poate îmi dați idei interesante și facem cum să îmi convine și mie și voi și să arate ce mai fain. Pentru că eu nu prea am idei, frate, deci când vine vorba de, de construcție, eu nu prea am idei. Bă, eu zic că e destul de mare holul ăsta, nu? Chiar e ok, frate. Deci aici o să vină, uite, așa. Fix aici pe mijloc frate, o să vină o cameră. O să facem aici camera cu viitoarele cu ferem. Camera cu chestiile importante. Aici la fel. Opa, așa. Bam, bam. Și aici la fel. Și o zic că e genial. Nu, și gândiți-vă că în acest hall nu o să fie atât de sec, frate, nu o să fie sec. O să punem, uite, spre exemplu, facem aici uh, uși și aici, stânga, dreapta, să fie niște armor standuri, dar punem ceva armură pe manechine. Aici, la fel, punem tablouri, punem, nu știu, facem intrare secretă. O intrare secretă care, sincer, să eu, nu o să fie foarte secretă. Punem banner, punem steag de la și gen se intrăm prin steag aici, uite, intru așa prin steag și mă dă la mama naibii, nu știu. Mă gândesc eu, diverse, știi? Hai că se prejește stăunul ăsta. Ce-și putea să fac eu acum? Mai nervă că arată destul de urât, dar totuși n-am ce face acum. Știi ce fac? Fii antenă. Uh, ar arăta fain podeaua din lemn din acesta? Mă gândesc eu. Ia, sunt curios. Chiar sunt foarte, foarte curios. Trebuie să spargem noi aici niște blocuri. Lemn de ăsta întunecat, frate. Ha, mă, că arată fain. Bă, știi ce facem? Fii antenă. Punem întâi lemn de ăsta întunecat, gen sleburi, știi? Și facem ceva model aici, fix în centru, facem ceva model cu sleburi dalea albe. Știi? Și chiar o să fie contrastul foarte mare, adică foarte întunecat, dar se să dark oak cu... Uh, nu mai știu cum se numește la alb în fine, dark oak cu alb, deci negru cu alb, o să fie un contrast super șmecher acolo. Mie o să-mi placă cum o să arate cu ceva model pe centru și nu mai pe centru, gen, să fie așa ceva mai mare și frumos în centru, nu știu momentan ce să facem un romb facem un romb în centru și după spărnească mai multe drumulețe către fiecare cameră, tot așa cu loguri uh, locuri lemn de ăsta alb, ca să se vadă, frate, să iasă în evidență, știi? Nu, no, asta chiar mi se pare o chestie interesantă. Luăm și noi acum repede pe jur pe deaua de aici. O să pierdem destul, bine, pierdem, cu ghilemele de rigoare pierdem. O să stăm destul de mult să facem căsuța. Nu știu dacă e un lucru bun sau rău, nu știu, o să facem căsuța împreună, de deci nu o să fac foarte multe chestii legate de casă într-un videoclip, pentru că în fiecare clip o să vă întrebă cum vreți să facem aici, cum vreți să facem aici, cum vreți să facem aici, aștept să văd ce spuneți în comentarii și după aceea o să fac așa cum vreți voi, nu? Așa mi se pare cel puțin mie cel mai uh, normal și cum stau astea în aer, pentru că... A, aici o să vină blocuri, de fapt, stai, nu mă deranjează, acolo o să vină blocuri, deci... Fucking. Nu știu, putea face podeaua asta peste tot. Nu e în hol, în toată căsuța. Mă gândesc bine, nu o să facem model cu podea în toată căsuța, dar cel puțin culoarea podelii să fie aceeași. Podelii. Bă, zic bine podelii? Culoarea podelii. Podelei. Nu podelii, frate, e ok. Mamă, o să rămân cu asta în cap toată viața. Adică, hai să ne uităm. Stai mă uit eu. Podea. Pod, culoarea podelii. Da, mă. efectul combinării culorilor podelii, pereților și tavanului. Deci podeli. amă că am zis bine. Ești nevoie, ai mă, că Adică cine folosește cuvântul ăsta la plural, podea la plural, podeli, nu cred că foarte multe persoane de așa podeli. Am uitat ca să fiu sigur ca să nu mai zice comentarii, mamă, bă, bă, nu, că se spune așa, că se spune așa. Uite, mă, că se spune podeli. Deci am zis, bine, bag, am ea și să-mi bag. Bine, acum o să fac toată, având în vedere că am destul de mult lemn, o să fac toată pădeaua cu negru, după vedem noi cum facem modelul ăla, știi? O să mai sap și eu ceva off camera, acum am zis să sap ca să vă prezint și planul meu foarte îndrăzneț, da? <laughs> ca să nu spuneți, bă, dar ce faci, te apuci de construit și ne prezint și nou, una, alta, chestii, trebuie să Nu, da, am zis să fac eu așa mai multicel. Sper că mi-ajung de o stacuri de sleburi. Aici. Teoretic mi -i ajunge. Sper eu. Ia să vedem. Nu o să mi ajungă. Fie că nu o să mi ajungă. Sau? Nu, no, nu mi ajunge. Că de-abia acum am trecut de jumătate. Uite. Astea două jumătățe cum ar veni. Nu, no, de-abia acum am... am trecut puțin de jumate, nu mi-ajunge. Bac piciorul. Mai trebuie să mai folosesc. Mai am lemn de ăsta negru. Lemn negru. De ce sunt rasist, doamne? <laughs> lemn negru. Fuck it, dude. Așa, și hai să mai băgăm și în aici niște lemnos de ăsta. Ba, am auzit niște zombi în apropiere. Ce video sunt, doamne. Hai să luăm atât. Am auzit niște zombi în apropiere. Asta înseamnă că e ceva cavernă pe aici. Cum ar fi, frate, să... Bă, eu sper să nu. Adică cât de mult mi-or place mie cavernele și astea pentru că găsesc multe minereu și materiale. Bă, sper să nu. Vreau măcar să fie în apropiere, dar să nu-mi deranjeze planurile de casă. Că atunci ar fi destul de așpa și m-ar deranja tare. Tare, tare, tare. De mă o cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Neapărat în comentarii, chiar mai multe sugestii, propuneri, chestii, trestii pentru viitoarea mea casă, mai bine zis, viitorul meu complex subteran. nu uh, uitați încă o dată să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Și dacă vreți să apară chiar mai multe episoade din această serie de survival hardcore. Și ne auzim data viitoare. Am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa!